Nu cumva argumentația asta pornește de la premisa că factorul de decizie român va avea de acum încolo un comportament rațional, cel puțin din punct de vedere economic? Pleacă de la premisa nu că e rațional factorul, ci doar că l-ai legat de stâlp și atunci n-are unde să miște. Eu plec de la premisa că noile generații sunt și mai educate și mai bine instruite ca să poată să aibă o abordare diferită decât generațiile anterioare. Eu întreb asta pentru că mă gândesc că chiar dacă mi-ați limitat spațiul de manevră, să zicem că eu sunt un cheltuitor al banului public haotic, dacă mi-ați limitat spațiul de manevră la suma X, da? Nu există riscul ca eu acea sumă X să o cheltuiesc și pe aceea iure. Asta este perspectiva mea. Pentru că, de exemplu, din acea sumă X tu trebuie să faci cheltuieli cu salariile. Bun, le scădem. Mai va trebui să faci niște investiții. Nu, va trebui mai scad să faci pensiile, mai scad asigurările medicale, cel puțin în formă. Și vor rămâne niște investiții pe care trebuie să cine îți garantează că sunt investițiile eficiente, dar poți, eu nu știu dacă cine garantează că sunt investiții vor fi investițiile cele mai eficiente, dar sunt convinsă că nu se vor mai face cheltuieli cu bunuri și servicii, de exemplu, nu se vor mai cumpăra laptopuri la, din ce, de unde? Păi din diferent, acolo? Doar nu vei mai face investiții în canalul Dunăre Marea Neagră sau nu mai vei mai finanța autostrada nu știu care. Ok, atunci, numai puțin, să înțelegem că ești adeptul... Păi nu sunt adeptul să fiu consecvent. Sunt adeptul să fiu consecvent în opinia privind comportamentul uman. Uh-huh. Dacă comportamentul uman a fost prost în trecut, va fi prost și în viitor. Nu. Atunci... Presupunând, plecând de la ipoteza că de acum încolo avem toți conducătorii raționali atunci și... Atunci n-am nevoie să fiu limitat. Nu, atunci întrebarea mea este de ce trebuie să folosesc bani publici și de ce nu trebuie să stimulez investițiile private. Adică, la ce mi-ar folosi, de exemplu, un deficit bugetar, repet, mare, din bani publici, când aș putea să mă limitez la acele investiții care sunt eficiente, că pentru că am plecat de la ipoteza că am decidenți raționali, corect? Pe asta vă întrebam, am decidenți raționali? Nu, stați puțin, lăsați argumentul am să meargă mai departe. Am cetele paribus și spun că am nevoie de niște decidenți raționali. Deci, investițiile sunt eficiente, sunt limitate, dar eu zic așa, de ce trebuie să folosesc banii publici încă o dată, de ce trebuie, la ce mi-ajută un deficit bugetar de, nu știu, 4-5%, când aș putea să scot la iveală economia subterană. Da? Aș putea să cresc veniturile bugetare, având în vedere... Deci nu te încurcă nimeni să scoți... Eu cred că cel mai bine este să creștem veniturile... bugetare și să nu cheltuim banii oamenilor. Aș putea să mă limitez la niște cheltuieli necesare... minime, să stimulezi investițiile publice care au și efecte de multiplicare, care nu produc efecte de crowding out, de exemplu, așa cum produc investițiile publice, să merg pe parte de creștere de venituri bugetare pentru că într-un viitor apropiat să pot să și iau după umerii populației prin taxe mai mici și impozite mai mici, da? Ceea ce le iau acum. Asta înseamnă că pot stimula inclusiv și consumul în viitor și tot și toate beneficiile care decurg de aici. În afară de asta ar trebui pot aduce și un alt argument, respectiv întrebarea este când vom face toate aceste ajustări structurale? Adică, la ce mă refer? Când vom lua măsuri de creștere a PIB-ului potențial și nu vom mai merge în exclusivitate pe ideea de creștere a cheltuielilor publice, chiar dacă știm bine că sunt ineficiente? Când vom atrage fondurile europene? Când vom fi stimulați să depunem proiecte care să fie aprobate și să atragem fonduri europene? Deși știm foarte clar că resursele proprii, banii publici, sunt ineficienți, da? Mănâncă foarte mulți bani și nu au efecte de multiplicare în condițiile în care fondurile europene sunt aproape gratis, nu? Și au și efecte de multiplicare. Când vom face toate aceste ajustări structurale? Până când vom merge pe ideea de a cheltui banii publici? Vreau și eu să răspund. Mai ales în condițiile în care, dacă vorbim de o uniune monetară, să nu uităm că vorbim și de zona euro, nu numai despre România, orice depășire sau orice creștere a deficitului bugetar cu tot ce implică asta conduce la externalități negative în întreaga Uniune Monetară. Vezi cazul Greciei. Deci nu ai voie să ai deficite bugetare mari pentru că îi afectezi pe toți ceilalți. Păi și atunci să înțelegem că tratatul fiscal practic e rețeta magică la toate problemele astea, la reducerea evaziunii fiscale, la... Nu știu dacă va fi bagheta magică, dar va forța autoritățile, adică va acționa pe ideea de biciul european. Voi avea prea multe de răspuns. Nu spune neapărat biciul european,
nu i-aș pune neapărat biciul european, dar va forța autoritățile să facă ajustările structurale de care economia românească în dezvoltare are nevoie. Haideți să lăsăm și pe Lucian Isaac. Da, sunt mai multe puncte. Deci, în primul rând, că deficit mai mare nu înseamnă că statul nu poate să se ocupe de diminuarea evaziunii. Deci, cele două nu se exclud. Doi, deficit mai mare nu afectează Uniunea Europeană în măsura în care ne aflăm pe suprafața de sustenabilitate. Deci, practic, sunt mai multe puncte care pot să reprezinte un echilibru pe termen mediu și lung. Pentru cei curioși, acel 3% deficit, 60% datorie, este rezultatul unui calcul foarte simplu. La momentul în care s-au semnat respectivul tratat, Franța și Germania erau în jur de 60%, deci și-au ales 60% că n-au vrut să fie presate să-și reducă datoria. Se considera că creșterea nominală este în jur de 5%, deci reală plus inflație, și le-a reieșit ca și punct de echilibru deficit de 3%. Acum, de ce statul are nevoie să intervină acum? Pentru că situația României e următoarea. Românii, antreprenori sau persoane fizice, sunt pauperi, sunt săraci. Mai mult, ca să poți să-i aduci la aceeași masă, statul trebuie să intervină pentru a rezolva ceea ce se numește o problemă de coordonare. Pentru cei care vor să citească, să urmărească teoriile legate de așa numiții poli de creștere. Deci nu se pleacă de la premiza ca statul să intre singur investitor, ci ca statul să intre ca și ancoră de credibilitate și parțial de finanțare și să aducă investitori străini și investitori români la aceeași masă. Păi și are statul român credibilitatea să devină o ancoră? Păi statul român are o credibilitate mai mare decât un investitor român. Statul român are mai mare credibilitate ca să descrească costul total de a unui astfel de proiect făcut în troică, în triumvirat, decât ar avea credibilitate un antreprenor român.